venit la această sesiune de training despre abilități digitale pentru studenții de anul 1 a Universității Politehnică din Timișoara, organizată de Centrul de E-Learning, centru care, printre altele, gestionează și activitatea de pe campusul virtual. Vă rog, dacă aveți întrebări, să le adresați în secțiunea de Q&A, iar în secțiunea de chat, dacă doriți să vă prezentați. De asemenea, vă amintesc celor care n-ați participat la sesiunea anterioară, colegii mei care răspund la aceste întrebări au și alături de mine, bineînțeles, avem cu toții competențe limitate în ceea ce înseamnă întrebări administrative. Așadar, pentru chestiuni ce țin de cămine, carnete de student, împărțire pe grupe, alegere opționale, vă rugăm frumos să luați legătura cu secretariatele facultății de care aparțineți. Iar aici, în secțiunea de Q&A, dacă aveți întrebări strict legate de campusul virtual sau întrebări de natură tehnică pe partea de educație digitală, să le adresați. Văd că încă mai intră câțiva colegi. Bună ziua și celor care au venit mai târziu. Și spuneam, bine ați venit la această sesiune, această ultimă sesiune organizată de echipa Centrului de E-Learning pentru studenții de anul 1 al Politehnicii. O sesiune care sperăm noi să vă aducă o serie de lămuriri pe ceea ce înseamnă abilități digitale. Partea de comunicare în această sesiune este din partea dumneavoastră doar prin secțiunile de chat și Q&A. Astfel, în secțiunea de chat, dacă doriți să vă prezentați, iar în secțiunea de Q&A să adresați întrebări pe care colegii mei vor încerca să le lămurească. Repet, preferabil întrebări ce țin de partea de campus virtual și tehnologie, educație digitală, deoarece chestiuni administrative nu avem răspuns pentru ele și vă direcționăm spre secretariatele facultăților. Ok, cred că putem începe această sesiune. Așadar, numele meu este Vlad Mihărescu, așa cum puteți vedea probabil pe ecran. Sunt șef de lucrări la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale și sunt membru al echipei Centrului de E-Learning din cadrul Politehnicii. Centrul de E-Learning este responsabil de o serie de activități care au început cu partea de învățământ la distanță și fără frecvență și în momentul de față înseamnă și campusul virtual și, de asemenea, o serie de evenimente organizate și dedicate educației deschise și digitale. O să vă rog să nu ridicați mâna, văd că mai mulți dintre voi apasă pe opțiunea de a ridica mâna, pentru că nu, în această sesiune nu vom da cuvântul, deci doar în scris puteți să puneți întrebări. Au fost ieri și astăzi sesiuni la început despre campusul virtual, iar acum despre o serie de abilități digitale pe care noi ne-am gândit că e bine să vi le arătăm, fiind acum la început de facultate și, mă rog, sunt o serie de unelte, practic, care să vă fie de folos și să vă ajute în activitatea voastră atât didactică, cât și personală și profesională. A fost și o sesiune organizată de bibliotecă, astăzi de la 1, iar aceste sesiuni de pregătire pe Zoom pentru studenții de anul 1 se vor încheia mâine de la ora 2, când este o prezentare, un training organizat de cei de la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră. Aveți în cursul general de anul 1 în care sunteți înscriși, cursul de inducție practic, aveți acolo, chiar la început, o rubrică cu toate aceste sesiuni de pregătire. Acolo veți găsi datele de conectare și pentru sesiunea de mâine.
iar tot în acel curs vom încărca în următoarele zile înregistrările video ale tuturor acestor sesiuni. Deci puteți să revedeți oricând aceste informații ca să, ca să aprofundați. La început o să vreau să vă fac o prezentare. Okay. O să fac o prezentare realizată de colega mea, Diana Andone, directorul Centrului de Învățământ la Distanță, IFRE și E-Learning, cea care a ținut prima parte a sesiunii de astăzi de la 11. Deci, practic, vom discuta despre competențe digitale care să vă fie de folos vouă studenților în acest an universitar sau începând cu acest an universitar, mai bine spus. Vom discuta despre o serie de unelte și metode de educație online. Deja despre campusul virtual ați aflat. Vom mai discuta astăzi despre o serie de unelte, despre resurse disponibile în cadrul diverselor baze de date, asociații, cursuri de tipul MOOC și, de asemenea, despre resurse educaționale deschise. Nu voi insista pe chestiuni de natură tehnică, vreau doar să punctez, aici aveți o diagramă a unei rețele. Internetul este o rețea a rețelelor și conține, poate să conțină în momentul de față cam toate device-urile pot să fie conectate la internet și practic poate ați auzit de Internet of Things, aceasta una dintre noile direcții în care merge dezvoltarea tehnologiei. Prin intermediul internetului, așa cum știți, se pot întâmpla o serie de lucruri. Acum, de când cu această pandemie, foarte multă lume a fost nevoită să se bazeze în mod exclusiv pe internet și educația, așa cum bine ați văzut, s-a mutat într-o mare măsură pe partea de online. Este o diferență între ce înseamnă internet și ce înseamnă World Wide Web. Practic, World Wide Web este parte a internetului și se referă la toate site-urile care există online. Există o serie de mituri și dezinformări care sunt propagate de-a lungul timpului și aș dori să încerc să vi le infirm. În primul rând, dacă este pe internet, este gratuit, deci pot copia și folosi, nimic mai fals. Foarte multe informații care sunt pe internet au drepturi de autor și nu pot fi folosite și copiate fără consimțământul autorului. Trebuie să fim atenți care este tipul de licență cu care o informație este disponibilă pe internet. Ați văzut că foarte, sau poate ați și practicat, foarte multă lume ia videouri și le folosește în diverse scopuri, mai mult sau mai puțin educaționale. Atât timp cât îmi citesc sursa o pot folosi. Din nou, este fals dacă tipul sub care o anumită resursă este licențiată nu permite refolosirea acesteia. Deci chiar dacă voi ziceți nu este plagiat pentru că am citat sursa sau nu copiez, nu e furt intelectual pentru că am citat sursa, acest lucru nu este întotdeauna adevărat. Dacă nu câștig bani din sursa folosită, o pot utiliza, din nou fals. Și acest lucru, sau multă lume a zis, o folosesc strict pentru activități didactice, fac temele și folosesc informații, nu fac bani din asta, deci înseamnă că o pot utiliza. Din nou, în momentul în care, dacă se află acest lucru, cei care dețin proprietarii intelectuale a anumitor resurse pot să ceară despăgubiri dacă se descopere că ați folosit o anumită informație fără consimțământul autorului, proprietarului. Copyright este doar despre protejarea drepturilor de autor. Din nou, este un mit, este despre mult mai mult copyright-ul, nu doar despre acest lucru. Drepturile de autor sunt prea complicate pentru mine, cel mai bine le las pe mâna avocaților. Nu este nimic complicat, o să vă arăt imediat cum
foarte simplu puteți să identificați ce fel de resurse puteți folosi și ce fel de resurse nu puteți folosi. Utilizarea rezonabilă se aplică numai criticilor și parodiilor, în ideea în care dacă nu folosesc foarte mult dintr-o anumită resursă, înseamnă că pot să fac acest lucru. Din nou, nu este adevărat că folosesc o anumită bucată sau toată bucata dintr-o resursă este la fel de grav din punct de vedere al drepturilor de autor. Este o diferență majoră între ce înseamnă un utilizator și un creator sau autor care este deținătorul drepturilor. Libertatea este uneori are foarte multe înțelesuri și voi trebuie să înțelegeți că libertatea poate să fie o libertate de a folosi o anumită lucrare și să te bucuri de beneficiile folosirii ei, o libertate de a studia o anumită lucrare și să aplici cunoștințele învățate din ea, o libertate de a face și de a redistribui copii, fie întreși, fie parțiale a informației sau expresiei, o libertate de a face schimbări și îmbunătățiri și de a distribui lucrări derivate. În funcție de tipologia și de modalitatea în care o anumită resursă este licențiată, aveți libertatea să faceți toate aceste lucruri sau poate chiar niciunul din aceste lucruri. Deci trebuie să avem foarte mare grijă la acest lucru. Există în principal trei categorii majore de tipuri de licențiere pentru resursele online. Avem întâi niciun drept rezervat, vedeți în partea dreaptă, ceea ce înseamnă domeniul public, adică pot să fac absolut ce doresc cu respectiva resursă. Apoi, unele drepturi rezervate, așa numitele Creative Commons, poate ați auzit despre ele, sunt în momentul în care vedeți acea imagine cu CC, cum se vede în partea de jos a ecranului, aceea înseamnă Creative Commons, o să detaliez imediat. Și în fine, în momentul în care vedeți acel C de la copyright, cum se vede în partea stângă, înseamnă că toate drepturile sunt rezervate. Adică nu aveți drepturi să faceți nimic cu respectivă informație. Ce înseamnă Creative Commons? Este o organizație care a dorit să reglementeze ce înseamnă drepturi de autor și sunt o serie de terminologii și de tipologii de drepturi care pot fi acordate, de licențe care pot fi acordate pentru o resursă. În primul rând avem CC BY, acea iconiță cu un om, care înseamnă că trebuie să spun care este autorul, care este sursa informației. Acel egal de la non-derivative înseamnă că pot să copiez și să folosesc informația, dar nu am voie să o modific în niciun fel. Acel share alike, a treia din listă, înseamnă că pot să fac modificări și pot folosi respectiva resursă, dar trebuie să-i dau același tip de licențiere identic cu licența care era deținută de resursa inițială. Și în fine, acel NC, imaginea cu dolarul tăiat, înseamnă că nu pot folosi respectiva resursă în scopuri comerciale. Bineînțeles că, așa cum se poate vedea și în partea, pe coloana din stânga, pot să am diverse combinații ale acestor tipuri de licențiere, astfel încât să am mai multe, o listă întreagă de licențe combinate. Voi trece mai repede printr-o parte din conținut. Veți avea oricum la dispoziție acest material. Până la urmă trebuie să ne punem câteva întrebări. Cine este răspunzător asupra folosirii de resurse online și față de cine? Practic ar trebui să predăm oare despre atribuire ca să nu mai existe atâta furt intelectual. Și, de fapt, ce înseamnă atribuirea? Înseamnă plagiat? Aici este o discuție destul de amplă. Ce înseamnă plagiat în cadrul unor lucrări științifice? Ce înseamnă plagiat în cadrul unor lucrări de licență? Ce înseamnă plagiat pentru o temă? Pentru că există această realitate
într-o anumită parte a societății, a copy-paste-ului, în care pur și simplu iau informația de pe net și o pun într-un document cu copy-paste și zic că am făcut temă. Atenție, este plagiat, evident, nici măcar citarea, dacă pun ghilimele, nu este în regulă, mai ales dacă am paragrafe sau pagini întregi de material copiat dintr-o parte. Trebuie să reformulați, să scrieți cu cuvintele voastre, să gândiți respectivul material atunci când îl luați de undeva. Și mai ales să aveți grijă dacă respectivul material vă dă dreptul ca tip de licență să îl refolosiți. Există o serie de unelte pe care le puteți găsi. Aici vedeți Open Educational Resource References, în care vă arată care sunt tipurile de citare, cum să citați dacă aveți nevoie. Nu insist pe aceste subiecte. De ce este important acest Creative Commons pentru educație? Pentru că ajută la o alfabetizare digitală și dă o anumită fluență în momentul în care vă învățați cum să căutați informația digitală și cum să realizați diversele activități, diversele teme pe care le aveți de făcut. Partea de resurse educaționale deschise și MOOCs, care, bineînțeles, vine de la Massive Open Online Courses, sunt practic platforme digitale care oferă cursuri online pentru o cantitate, un număr masiv de persoane. În primul rând, ce este educația deschisă? Noi credem la Centrul de e-learning foarte mult în educația deschisă și considerăm că merită să luptăm pentru ea. Este acea educație care este disponibilă pentru toată lumea. Adică noi credem că materialele educaționale pe care le facem, așa cum este practic și acest webinar pentru dumneavoastră, pot să, sau trebuie să fie făcute disponibile pentru oricine dorește să se folosească de ele. Bineînțeles că cu un anumit tip de licențiere de tipul Creative Commons ar fi indicat. În 2000 și un pic, UNESCO o spunea că accesul deschis la resurse educaționale, facilitat de tehnologiile informației și comunicațiilor pentru consultare, utilizare și adaptare de către comunitatea utilizatorilor în scopuri necomerciale, este cumva obiectul resurselor educaționale deschise. Și veți vedea, mai ales dacă aveți curiozitatea să vă uitați pe site-ul Centrului de Learning, o grămadă de materiale de tipul resurse educaționale deschise, create atât de cadre didactice, cât și de studenți de-i noștri. În România există o coaliție, se numește Coaliția Resurselor Educaționale Deschise din România și puteți găsi la link-ul care se vede pe ecran o serie de informații despre acesta, nu insist pe partea aceasta. Există în luna martie a fiecărui an o săptămână dedicată educației deschise, iar Centrul de e-learning este implicat deja de 7 ani în aceste evenimente și oferim sesiuni gratuite de training pe diverse domenii educaționale în cadrul acestei săptămâni. Toate aceste informații le puteți găsi și pe site și pe canalul de YouTube al Centrului de e-learning. Există o serie de resurse disponibile pentru voi pe site-ul IEEE. Este cea mai mare asociație de ingineri din lume și are o rețea de educație, Learning Network se numește, a IEEE. Și puteți găsi o serie de webinarii și de resurse foarte interesante pe toate domeniile care sunt parte a universității noastre. Deci dacă aveți curiozitatea sau pasiunea pentru un anumit domeniu, fiți, încercați să căutați pe site-ul IEEE. De asemenea, altă bază de date foarte mare, cunoscută cu resurse educaționale, este Merlot. Poate rețineți minte ușor, lume ca și vinuri. Altă bază de date, Spark, tot resurse educaționale deschise, dar este mai mult spre partea de colaborări pe proiecte, de aceea nici nu insist. Și, în fine, asociația EDEN, European Distance and E-Learning Network, este o asociație internațională care oferă o serie de resurse educaționale, în special webinarii video,
pe diverse teme de educație. Am spus și despre cursurile MOOC. Există o serie de astfel de platforme, poate unele le cunoașteți. Coursera este printre cele mai cunoscute sau cea mai mare, este din Statele Unite. A pornit, mă rog, ca o inițiativă a câtorva universități și apoi s-a extins în toată lumea. EDX, altă platformă cunoscută, a pornit ca un consorțiu între MIT și Stanford și Berkeley, care a pus la dispoziție cursuri din aceste universități disponibile pentru toată lumea. FutureLearn, platformă din Marea Britanie, cea mai mare platformă europeană de astfel de cursuri de tip MOOC. Iversity, o platformă din Germania, dar cu cursuri în mai multe limbi. Și o serie de alte platforme pe care le puteți vedea pe ecran. Nu insist acum pe marginea lor, dar dacă aveți curiozitatea să le studiați, e suficient să reveniți la această înregistrare video și să dați un search după fiecare dintre acestea. Ideea e că toate aceste platforme vă pun la dispoziție cursuri gratuite online pe care să le studiați în propriul vostru ritm când aveți voi timp. Există, vedeți aici o imagine de pe Class Central, care e un fel de agregator de astfel de cursuri, un fel de bază de date, și vedeți că sunt foarte mulți studenți din peste 800 de universități, sau mă rog, care urmează cursurile a peste 800 de universități, sunt aproape 10.000 de cursuri online disponibile, doar integrate în această bază de date. O să vă arăt imediat și practic cum puteți accesa. Aceste cursuri de tip MOOC oferă sau vă pun la dispoziție un anumit certificat. De cele mai multe ori acest certificat, dacă îl doriți, este contra cost. Deci, principiul unei mari părți a MOOC-urilor comerciale, mai ales, este că puteți accesa informații educaționale și să participați în curs, dar dacă doriți să obțineți un certificat recunoscut, trebuie să-l plătiți. Sumele nu sunt foarte mari, mai ales pentru renumele unora dintre universități, dar ține de fiecare ce obiectiv are în a urma un astfel de curs. Pe lângă certificate puteți obține și certificate digitale pe care le puteți apoi integra într-un portofoliu digital, le puteți integra chiar și în contul de Facebook sau de LinkedIn al dumneavoastră. De asemenea, există o serie de așa numite microspecializări în aceste platforme în care puteți urma ca și cum ar fi un program de studii care conține câteva cursuri și primiți un certificat mai avansat, din nou contra cost, după cum vă spuneam. Poate vă este mai cunoscută această platformă, Khan Academy. Nu este o platformă de cursuri MOOC propriu-zisă, dar principiul de educație prin intermediul videourilor este similar. Platforma aceasta, Khan Academy, e cunoscută mai ales pentru videouri educaționale preuniversitare. De aceea spuneam că poate v-ați intersectat cu ea, poate vă este cunoscută. Udacity, o altă platformă care la început a pornit ca un promotor al educației deschise, dar acum e mai mult cu cursuri făcute de companii și contra cost. Nu insist pe ele pentru că o să vi le arăt imediat o mare parte și secțiunea practică. Am făcut și noi la Politehnică o astfel de platformă de cursuri digitale, de cursuri de tip MOOC, se numește Unicampus. Încă de are 6 ani deja de când am inițiat-o, nu există altă o platformă românească mai bună decât aceasta. Din păcate, materialele care sunt dispuse la dispoziție sunt încă puține pe această platformă, deci este mult loc de îmbunătățiri. Unul din cursurile care urmează a fi lansate pe platforma aceasta a noastră, a OPT-ului, este un curs în cadrul proiectului cu Digital Culture, un curs de abilități digitale pentru industriile creative, cu capitolele de curs pe care le vedeți aici.
Vedeți, din punct de vedere al imaginii, o să observați că al designului este similar și pe platformele din străinătate. De asemenea, pe platforma noastră oferim și noi badge-uri digitale, doar că noi le oferim gratis și nu contra cost pentru cei care finalizează cursurile. Și de asemenea, un alt proiect similar care va avea conținut pe această platformă este proiectul Spotlight Heritage Timișoara, un proiect parte a bidului pentru Timișoara 2021, Capitală Culturală Europeană, un proiect în care echipa noastră a fost implicat și prin care puteți retrăi poveștile istorice ale cartierului Iosefin din Timișoara, iar de acest an veți putea urmări și cartierul Elisabetin. Veți vedea foarte frumos cum reușește educația să vină, educația și, mă rog, tehnologia să îmbine arta cu istoria. Câteva unelte pe care vreau să vi le menționez pentru planificare, nu știu dacă folosiți Google Calendar, este o unealtă utilă, poate fi sincronizată foarte ușor, vă puteți face o serie de categorii de calendar, puteți pune la comun, colaborativ, un calendar astfel încât toți membrii unei echipe să vadă, aibă acces la același calendar. De asemenea, o altă unealtă pentru a face programări de ședințe sau de întâlniri într-un grup mai mare este Doodle. Puteți pur și simplu să căutați ulterior aceste întâlniri despre aceste unelte. De asemenea, vreau să vă atrag atenția asupra uneltelor de de cloud, prin care puteți să puneți documente online și să le accesați ulterior și puteți de asemenea să o faceți în mod colaborativ, adică să dați acces și altor persoane care lucrează cu dumneavoastră, cum sunt Google Drive sau OneDrive sau Dropbox. De asemenea, aici vedeți o unealtă TeamViewer prin care puteți să controlați de la distanță un calculator, dacă, de exemplu, trebuie să lucrați de acasă, puteți să instalați la lucru acest soft și să vă conectați apoi de acasă pe calculatorul de la lucru. De asemenea, pentru a realiza chestionare, Google Forms este cea mai, poate una dintre cele mai cunoscute astfel de unelte, dar noi vă recomandăm și 123 Contact Form, care acum se numește 123 Form Builder, așa cum vedeți linkul pe ecran. Este o unealtă care a pornit din Timișoara, creată de absolvenți ai Politehnicii. Mai multe informații se pot găsi și pe site-ul e-learning, o să vă arăt imediat. Avem o secțiune de educație digitală în care încercăm să punem la dispoziția studenților cât mai multe informații ce țin de educația digitală. Ok, aceasta a fost cumva partea de prezentare. Aș dori acum să vă distribui, să vă fac un share și la câteva unelte practice pe care să vi le arăt. Într-o anumită ordine aleatoare, în primul rând, aceasta este o bază de date de cursuri de tip MOOC, se numește MOOC List. Și puteți găsi cursuri din toate domeniile voastre de activitate. Aceste cursuri pot să vă fie utile fie ca să aprofundați materia pe care o studiați, fie dacă doriți să studiați un subiect care vă face plăcere sau poate aveți nevoie la lucru sau poate că nu, pur și simplu nu se oferă în cadrul universității noastre. Și aveți o serie de câmpuri în care puteți să scrieți ce anume doriți să căutați, să zicem că mă interesează un curs despre electronică, scriu doar electronics în această căsuță și în momentul în care am dat enter, îmi găsește în partea de jos, văd o serie de cursuri de genul, care au legătură cu respectivul subiect. Să zicem că vreau un curs de chimie, am scris bine, și văd că îmi găsește din nou o serie de cursuri care au legătură cu subiectul. Veți vedea că sunt mai multe câmpuri prin care puteți scrie, dar cel de tipul e poate cel mai important.
Altă bază de date despre care v-am menționat este Class Central, în care vedeți o listă de 44 de platforme de cursuri care sunt cuprinse în această bază de date și din nou puteți să căutați aici, chiar am spus greșit, ce fel de cursuri aveți nevoie. Și am scris despre mecanică și văd o serie de cursuri disponibile. Mi arată în partea de sus care este instituția care oferă cursuri. În partea de jos îmi arată platforma pe care se găsește cursul, data de început și văd și un review dat de alți utilizatori. Eu vă recomand, mai ales în primii ani de studiu, mai ales în perioada asta în care suntem mai mult țintuiți pe acasă, să măcar să aruncați o privire și poate găsiți, adică poate. Sigur veți găsi informații care să vă fie de folos. Cele mai mari platforme de tipul MOOC din lume, vi le prezint acum trei dintre ele, Coursera, de care v-am zis, și vedeți că oferă cursuri de la mai multe universități și instituții, peste 200, inclusiv Google, Stanford, IBM oferă cursuri în cadrul platformei Coursera. Ce este, mă rog, așa cum v-am zis, puteți urma cursul gratuit, însă pentru a obține un certificat sau chiar pentru a realiza o serie de activități dintr-un curs, va trebui să plătiți o anumită sumă, dacă doriți acest lucru. Altă platformă, tot americană, EDX, vă spuneam, pornită ca un consorțiu între MIT, Harvard și Berkeley, acum conține peste 140 de instituții care oferă cursuri într-o serie de domenii. Vedeți aici cele mai populare subiecte care pot fi găsite în cadrul platformei EDX. În fine, FutureLearn, cea mai mare platformă sau platforma cu cele mai multe cursuri din Europa, este o platformă britanică, cam toate universitățile din Marea Britanie se regăsesc pe ea, dar și companii. Vedeți, de exemplu, Accenture sau Asociația British Council oferă cursuri pe această platformă. Nu puteți să vedeți o serie de subiecte de interes care pot să vă aducă plăcere atunci când urmați cursul respectiv. Bun, vă spuneam despre partea de Creative Commons. Pe site-ul creativecommons.org puteți vedea mai multe informații despre ce înseamnă licențele acestea și, de asemenea, cum să vă dați seama de ce licență să folosiți pentru voi. Aveți aici despre licențe CC, cu descrieri similare cu cele pe care le-am avut în prezentare, cu aceste imagini pe care probabil le cunoașteți. Bun, pe partea de căutare, majoritatea folosește Google ca platformă de search. Nu știu dacă știți să-l folosiți la maxima sa capacitate. De exemplu, cum pot să caut pe Google astfel încât să găsească doar resurse cu un anumit tip de licențiere? Să zicem că vreau ceva legat de arhitectură. Ca să obțin doar resurse licențiate, mă duc la Advanced Search, căutare avansată, și cea mai de jos căsuță, ultima opțiune, este legată de drepturi de utilizare, de drepturi de folosire. Și aici pot să selectez Creative Commons Licenses doar. Am apăsat pe căutare avansată, pe Advanced Search, și acum îmi găsește doar imagini, documente, videouri care sunt cu licență Creative Commons, adică pot fi refolosite într-o anumită formă. În momentul acesta mi-a apărut și aici, pot să baleez prin opțiunile acestea și să văd doar informații care sunt doar cu drept comercial, bineînțeles, sau de multe ori aceste informații sunt mai frumoase vizual, dar găsiți foarte multe resurse cu licență liberă
și, mă rog, cu licență Creative Commons care vă pot fi de folos în realizarea activităților voastre. De asemenea, nu uitați că în cadrul Google puteți găsi de asemenea și videouri cu o anumită, mă rog, cu un anumit cuvânt cheie și imagini. Ok, sunt și alte platforme de căutare pe care vi le recomandăm. Wolfram Alpha, o platformă de căutare bazată pe machine learning și care învață, e construită pe baza contribuției celor mulți, a maselor, și este o platformă care vă oferă o serie de informații tehnice care vă pot fi de folos, mai ales în acești primii ani de facultate. Încercați să vedeți despre ce este vorba. Vedeți chestiuni de matematică și de știință aici. De asemenea, altă platformă pe care o puteți folosi de căutare este DuckDuckGo. Este o platformă care pune mare preț pe protecția datelor și pe așa numitul pe privacy, adică nu salvează informații de căutare așa cum face Google-ul. Vă spuneam de uneltele de tip cloud, prin care puteți încărca o serie de documente pe internet și puteți lucra colaborativ, să dați drepturi de accesare și altor persoane. Astfel de unealtă este Google Drive, conține o serie de documente sau de tipuri de resurse. Poți să-mi creezi resurse noi în cadrul Google Drive sau poți să-mi încarc de pe propriul calculator resurse existente. Ce pot construi? Pot construi Google Docs, care sunt similare cu Word-ul de la Microsoft, Google Sheets, similar cu Microsoft Excel, Google Slides, similar cu PowerPoint, Google Forms, care sunt formulare și, dacă aveți curiozitatea, o serie de alte unelte pot fi construite. În momentul în care dau să-mi creeze un astfel de fișier, el se creează automat online, se salvează online, poți să-l descarc după aceea și vedeți că, similar cu Microsoft-ul, am un meniu în partea de sus și o bară de unelte care îmi permit partea de editare. De asemenea, în momentul în care doresc să lucrez colaborativ cu alte persoane sau să distribui un anumit document sau director către alte persoane, am o iconiță cu un omuleț și un plus și pot să-i dau share, să distribui spre anumite adrese de mail, dacă cunosc adresele de mail, astfel încât să dau drepturi și altor persoane să editeze un anumit document sau să lase comentarii sau doar să-l vizualizeze. Dacă nu știu adresele de mail la un astfel de persoane, poate vreți să lucrați în echipă cu colegii voștri de facultate, puteți să generați un link și să le dați acel link pe grupurile de WhatsApp sau Facebook sau pe campusul virtual unde sunteți, dacă nu le știți mail-ul cu care lucrează pe Google. Pentru a accesa Google Drive, nu aveți nevoie decât un cont pe Google, nu înseamnă cont cu Google Mail, poate fi un cont și cu alte adrese de mail, dar trebuie să existe un cont. Ok, altă resursă de același fel este OneDrive și vă recomand această resursă pentru că Politehnica vă pune la dispoziție, în cadrul contului vostru de student, un tera disponibil pentru fiecare dintre dumneavoastră să încarce materiale de care are nevoie pentru finalizarea studiilor. Deci puteți să vă încărcați documentele voastre aici și să le folosiți. Din nou, similar, puteți fie să creați documente noi, vedeți toată suita Microsoft, toată suita Office aici, și de asemenea puteți să încărcați de pe calculator un folder sau un fișier, puteți de asemenea să sincronizați un anumit folder de pe calculator cu ceea ce se află pe OneDrive, astfel încât atunci când lucrați într-o parte să se actualizeze și în partea cealaltă. Acest lucru se realizează cu butonul automat. Altceva, vă arăt câteva site-uri de pe care puteți găsi imagini gratuite, care sunt cu domeniul public, care nu necesită citarea surselor, este doar recomandată aceasta. Unsplash este un astfel de platformă și să zicem că doresc să caut ceva despre programare, îmi găsești o serie de imagini pe care le pot folosi gratuit în prezentările mele, în activitățile mele, în teme, fără să fie nevoie să citesc sursa. Un site similar este Pixabay, care are și interfață în limba română. Din nou, pot să caut, să zicem că vreau să fac ceva despre inginerie și îmi va găsi o serie de astfel de imagini pe care le pot folosi gratuit.
În fine, al treilea site pe care vi-l prezint este pexels.com, același principiu. Cauți și găsește imagini pe care le pot folosi gratuit. Vreau să vă mai spun și despre Wikipedia, despre care probabil știți. Este o enciclopedie online, foarte mare, gratuită, care este folosită de foarte multe persoane, însă nu este recunoscută ca o sursă credibilă și potrivită pentru mediul academic. Adică nu se folosește Wikipedia ca sursă de citare în domeniul academic, în teme, în activități, în lucrări de licență și așa mai departe. De ce? Pentru că fiind realizată de foarte multe persoane, adică oricine poate să scrie conținut pe Wikipedia, nu este la fel de credibilă și de sigură. Să zicem însă că mă interesează ceva despre construcții metalice. În fine, găsesc Metallic Bonding, un articol. Nu este bun ca sursă de citare, dar este bun ca o sursă de pornire pentru căutarea informației. Iar în partea de final, la sursa bibliografică a acestui articol, pot găsi acele articole științifice și acele site-uri profesionale care pot fi folosite ca sursă și care conțin informație recunoscută ca fiind de calitate. Ok? De asemenea, vreau să vă arăt platforma Europa, unde putem să creăm un CV Europass. CV-ul în format Europass este curriculum vitae cel mai folosit și cel mai recunoscut la nivel internațional. În Europa a fost creat, s-a lucrat la nivel de Uniune Europeană ca să fie un astfel de format uniform în toate statele membre. Iar cam toți angajatorii solicită un astfel de CV. Pur și simplu îmi dau un click și pot să fie să fac un CV nou, fie să-mi încarc de pe calculator un CV mai vechi, pe un format Europass și să-l actualizez. În momentul în care dau să creez un CV nou, văd că am o serie de informații de completat. Veți vedea că sunt mai multe secțiuni ce țin de informații personale, experiență profesională, experiență educațională, alte abilități, implicare în asociații, organizații, parte de voluntariat practic, limbi străine și așa mai departe. Vă recomand să vă faceți un astfel de CV, chiar dacă poate nu aveți așa multe de trecut în momentul de față, dar puteți oricând să-l actualizați. Deci îl descărcați pur și simplu într-un format care poate fi un format, vedeți aici, imediat. Format PDF, XML sau PDF sau XML, acestea sunt cele recunoscute, adică e practic așa cum se opart, varianta de salvare de pe Europass poate fi reîncărcată de pe calculator sau de pe una din uneltele de cloud pentru a fi actualizată. În fine, ultimul lucru pe care doresc să vi-l arăt, pe site-ul Centrului de e-learning, care a oferit aceste webinarii, în secțiune avem o secțiune denumită Educație Digitală, unde găsiți, pe de o parte, informații despre campusul virtual și puteți găsi inclusiv tutoriale video realizate, care să vă fie de folos. De asemenea, aveți informații despre platforma Unicampus, despre care v-am povestit mai devreme. Și, în fine, ce am vrut acum să vă arăt, partea de open, de educație deschisă, unde vedeți despre evenimentele noastre, dar ce vă interesează pe voi mai mult acum, vedeți și documentul care a fost prezentat și în sesiunile anterioare, despre structura tehnică indicată unui student UPT. Și aici veți vedea ce recomandări v-am făcut în ceea ce privește echipamentul de care aveți nevoie în acest moment. Și de asemenea aveți un document denumit Resurse pentru educația online, în care găsiți mai multe informații despre cursuri online, despre resurse educaționale deschise, despre învățarea de pe timpul pandemiei și vedeți o serie de unelte care pot fi folosite gratuit sau aproape gratuit. Deci fiți
Fiți sigur că accesați aceste documente, sunt actualizate, sunt de interes, sunt noi și pot să vă fie de folos în activitatea voastră educațională din acest an universitar. Sau și din acest an universitar. Bun, să văd dacă sunt câteva întrebări la care mă trebuie să răspund. Văd că deja sunt colegi care... Colegii mei au răspuns la aceste întrebări. Nu văd să mai fie întrebări. Linkurile către aceste site-uri, o parte le găsiți pe site-ul platformei de e-learning. V-am prezentat mai devreme site-ul. Cred că colegii mei au și pus aceste link-uri în chat. Și de asemenea, celelalte link-uri le veți găsi în, le veți vedea în prezentare după ce acesta va fi încărcat. Și puteți folosi oricând, adică aveți denumirile, puteți căuta și voi pe una din resursele de căutare pe care le-am prezentat. Ne ajută la ceva dacă avem diploma de ECDL? Vă ajută la început de carieră, după aia nu vă mai ajută. E bine să o aveți, dar acum, la început de facultate, după aia nu mai este la fel de relevant. Dacă mai aveți alte întrebări, puteți acum să le adresați. Dacă mediul online la care colegul se referă este campusul virtual, vă rugăm să verificați pe adresa de mail de studentul PT. Dacă n-ați primit această adresă de mail de studentul PT, vă rugăm să contactați secretariatul facultății. O parte din conturile care au fost făcute, adică studenții care s-au înscris în toamnă, nu au încă conturile complete. Încercați să vedeți și în directorul de spam, dacă nu sunt informațiile. Încercați să vedeți că introduceți corect numele de utilizator și parola pe campusul virtual. Userul și parola de pe mailul de student, adică cu care accesați mailul de student, nu sunt aceleași cu cele cu care accesați campusul virtual. Pe campusul virtual, utilizatorul este de forma prenume.nume. Atât. Iar parola ați primit-o pe mailul de student. Dacă nu v-am zis ce trebuie să faceți. Laptop, webcam pentru... Dacă aveți nevoie, dacă nu dispuneți de așa ceva, vă rog să luați legătura cu facultățile. Știu că există o serie de măsuri care s-au luat să puteți să accesați din facultate, într-un mediu sigur, aceste dispozitive, dar contactați secretariatul facultății pentru acest lucru. De asemenea, dacă doriți să vă oferim în viitor alte informații care credeți că sunt utile în ceea ce privește învățarea digitală, abilitățile digitale, puteți să ne lăsați un mesaj legat de acest lucru. În momentul în care se desfășoară activitatea online sau curs, prin notificare sau trebuie să știm noi și să intrăm la momentul respectiv. Voi trebuie să știți acest lucru. Voi primiți notificare în momentul în care cadrul didactic pune un mesaj pe forum. Dacă pune un mesaj pe forum, mesajul acela pleacă pe mail la toți studenții înscriși în cursul respectiv. Atenție să nu vă intre din nou, după cum spuneam, în directorul de spam. Nu primiți alte notificare. Dacă vreți să primiți notificări, trebuie să vă puneți voi într-un calendar sau agenda pe care o aveți sau pe telefon și să vă notifice printr-o alertă. Altă notificare nu primiți. Voi trebuie să vă vedeți orarul pe site-ul facultății și să știți când aveți ore. Ok. Probleme legate de mail-ul UPT, repet, încercați să le adresați secretariatului. Probleme legate de campusul virtual, le adresați fie în secțiunea de suport, de ticketuri, de ticketing a centrului de learning, fie dacă nu reușiți acolo, pe adresa de mail suport@uncv.upt.ro. Ce se întâmplă dacă uităm parola la contul de student? La contul de mail, presupun, nu știu să vă spun, nu mai gestionăm această parte.
ar trebui să aveți în mod normal o opțiune de resetare parolă. Contactați din nou secretariatul facultății. Îmi pare rău că am acest răspuns cu secretariatul facultății, dar noi aici ne ocupăm de, în principal, de campusul virtual și educația digitală, nu de alte chestiuni administrative. Dacă sunt alte întrebări, dacă nu putem termina și ceva mai repede, nu e obligatoriu să rămâne până la 3:30. Dacă nu avem încă cont de student, înseamnă că vom fi absenți la cursul, deși suntem prezenți pe Zoom. Prezența pe Zoom poate fi văzută de cadrul didactic. Multe cadre didactice sau majoritatea vă vor cere să vă scrieți în chat numele, astfel încât să poată să aibă lista de prezență. Nu vă pune absență dacă nu aveți încă cont de student. Deci nu este o problemă. Este o perioadă atipică și există înțelegere atât din partea cadrelor didactice, atât timp cât există și din partea voastră. Deci cu toții ne dorim ce e mai bine pentru voi. Ok, văd că în secțiunea de Q&A nu mai sunt alte întrebări. Puteți oricând să luați legătura cu noi și să ne mai puneți întrebări. Aveți pe site-ul facultății noastre date de contact, pe site-ul Centrului de E-Learning, pardon, și urmăriți în continuare ce se va întâmpla pe campusul virtual. În fiecare curs vi se vor trece informațiile. Pe cursul general de studenți de anul 1 veți primi înregistrările realizate în cadrul acestor sesiuni de training. Ok, vă doresc tuturor o după-masă plăcută în continuare, o săptămână reușită și un an nou universitar plin de succes. La revedere!